Al patrulea caz de coronavirus a fost confirmat pe teritoriul României. E vorba despre un bărbat de 47 de ani din Timișoara. Conform anunțului făcut de autorități, bărbatul depistat pozitiv cu coronavirus intrase în contact cu femeia infectată din Timișoara. Cei doi au stat unul lângă altul în avionul în care au călătorit în data de 20 februarie. Pacientul este asimptomatic, nu e în stare gravă. Iată declarațiile făcute de Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății. În urma testelor de supraveghere efectuate la nivelul clinicii de boli infecțioase din Timișoara, a ieșit un test pozitiv la coronavirus. Este al unui cetățean român de 47 de ani, care s-a întors din Franța cu aceeași cursă cu pacienta de 38 de ani, pe locul din dreapta. Din Italia. Da, din Italia. Și se afla în izolare? Se afla în izolare la domiciliu. Prima probă a fost negativă, testarea pentru a 12-a zi a ieșit pozitivă. A fost preluat cu izoleta la Spitalul Victor Babeș, unde va rămâne până la vindecare. Nelu Tătaru a prezentat informații și despre primii trei români diagnosticați cu coronavirus. Iată datele. Tânărul din Gorj este vindecat, urmând astăzi să se deplaseze acasă, stând la o rudă, neputând merge acasă la dânsul, unde sunt ceilalți aflați în izolare. Despre ceilalți doi pacienți de la Timișoara și Cluj, starea lor este stabilă, este spre îmbunătățire, ei sunt în secții, sunt în terapie intensivă, simptomele sunt fruste, sunt bine.